Vreau să vorbim despre un subiect uh, care, care ne, ne va ajuta să ne conectăm la, la viața pe care ne-o dorim. <laughs> viața pe care ne-o dorim. Și uh, viața pe care ne-o dorim de multe ori este la o decizie depărtare de, de, de noi. O decizie. Um, în urmă cu câteva zile am avut un vis într-o noapte și am, a fost un vis ciudat pe care nu l-am înțeles atunci și uh, chiar mă gândeam, oare, oare despre ce-i vorba? Uh, Mi-aș fi dorit să, atunci, să înțeleg și mi-am amintit visul doar când am venit astăzi încoace cu mașina. Și... Când mi l-am amintit, am știut că e despre astăzi, despre întâlnirea de astăzi. Um, astăzi vorbesc despre un... Um, despre... Nu despre un, despre o situație. O situație în care poate ne aflăm mulți dintre noi, uh, mulți dintre voi care mă ascultați, probabil că sunteți acolo și... Vă luptați, vă luptați cu energia. Ați descoperit că, că vă luptați să, să aveți mai multă energie și cu cât vă luptați mai mult, cu atât pierdeți mai multă energie. Poate vă, ați încercat să, să vă implicați în slujire și ați descoperit că în loc să vă energizeze ceea ce mai câtva timp în urmă vă energiza, dar acum vă drenează și, uh, și slujirea nu vă ajută, grupul nu vă ajută, biserica nu vă ajută, uh, vă simțiți uh, slăiți de puteri și parcă ceva stoarce efectiv energia din voi. Când am avut visul ăsta, uh, spuneam mai devreme, nu... N-am -am făcut legătura cu subiectul de astăzi, dar, dar este exact pe subiectul de astăzi, așa că o să vă zic, visul. Uh, am visat că eram într-un loc, uh, nu cunoșteam locul, dar la un moment dat erau mai mulți, predicam și în vis predic, ce, ce credeți. Uh, predicam și, uh, și la un moment dat am început să mă rog pentru bolnavi și... Mă rugam pentru diverse persoane și a venit uh, o, uh, un bărbat, a adus un, un, o persoană la mine, a adus-o în față, dar persoana pe care a adus-o era foarte slabă, slăbită, foarte, foarte slabă și fața era albă. Și... Uh, fără să stau prea mult pe gânduri, m-am rugat pentru persoana respectivă și după ce m-am rugat, am văzut că i s-a schimbat fața, a, început, -a ridicat, era, era întinsă pe jos și uh, a venit uh, în picioare, dar s-a -a pus întinsă pe jos în față. C după ce m-am rugat, i s-a schimbat culoarea feței și a început să se ridice și să ți și uh, să, uh, Și eu mă uitam și eram uimit. Wow! <laughs> chiar chiar s-a întâmplat asta! Chiar, chiar, chiar a fost eliberată persoana asta! Și uh, subiectul de astăzi are, are în uh, centru acest uh, spirit, nu în centru, dar voi vorbi despre acest spirit, care se numește Spiritul lui Piton de la șarpele piton. Șarpele piton, nu știu dacă știați, dar șarpele piton nu își ucide victimele cu venin. Le strangulează. Și le, le strânge până, le, până își dau suflarea. Și nu știu dacă vă zice ceva suflarea. Își dau suflarea. Dar vreau să vă amintiți că la început de tot, când Tatăl a creat omul, Biblia spune că ce i-a dat? I-a dat suflarea. Piton sau Spiritul lui Piton are menirea să te stranguleze până când scoate suflarea din tine. Scoate suflarea de viață pe care pf, tatăl a suflat-o peste tine. Tatăl ți-a dat-o. Când tu l-ai cunoscut pe Isus, și astăzi mă adresez în special Bisericii, când tu l-ai cunoscut pe Isus, tatăl ți-a dat suflarea lui de viață. Ca să trăiești etern. Ca să trăiești veșnic. Pentru că ai intrat în familia lui. Și spiritul acesta, lui Piton, vine și ne încearcă să ne încolăcească lucrarea, viața, familia, slujirea, afacerea. Încearcă să ne încolăcească până când scoate din noi ce-a pus Dumnezeu în noi. Ca să... Ca să ca să facem lucrarea Lui Dumnezeu în forțe proprii, ca să facem slujirea în forțe proprii, ca să, ca, să facem, ca să fim în familie în forțele proprii, să ajungem dezamăgiți pentru că nu reușim, să ajungem frustrați, să ajungem în depresie și apoi să trăim o viață de legumă. Asta e scopul spiritului spiritului lui Piton. Și acest spirit operează. Astăzi operează în lume. Și biserica este atacată de acest spirit și mă refer la biserica creștină noua generație. Este atacată de acest spirit Duhul ne-a arătat asta. Și uh, uh, pastor Atena a avut un vis nu de mult, de asemenea, în care a văzut un șarpe mare care se plimba, dar se plimba, în timp ce uh, se plimba și l-a văzut, a văzut că pe, pe cap avea ca o mănușă din aceea de la, știți cum sunt mănușile acelea de, de, uh, 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 de silicon uh, cu care poți prinde, uh, uh, știu eu, lucruri fierbinți, avea ca o mănușă pe cap, roșie și nu, nu putea să nu putea să o vadă. Acum, dragii mei, în Faptele Apostolilor capitolul 16, Biblia ne prezintă acest spirit spiritului lui Piton, singurul spirit prezentat în faptele apostolilor. Niciun alt spirit. Au fost scoase multe, uh, mulți demoni și mulți oameni au fost eliberați de spirite diverse în Cartea Faptelor Apostolilor, dar nici, un, din, nici despre, despre niciunul dintre ele nu ni se spun numele. Dar despre acesta ni se spune numele. Și haideți să citim. Într-o zi, în timp ce ne duceam spre locul de rugăciune, ne-a întâlnit o sclavă care avea în ea un duh de divinație. În limba greacă, divinație știți care este cuvântul? Piton. În loc de divinație este piton. Un duh al lui Piton și care prin ghicire aducea mult câștig stăpânilor ei. Acum acest spirit și, și cred că Cred că motivul pentru care avem acest, această descriere a spiritului lui Piton aici în Faptele Apostolilor este pentru că, pentru că sunt uh, anumite caracteristici ale acestui spirit pe care noi, ca și creștini, din secolul 21, avem nevoie să le cunoaștem ca să putem trăi vieți pline de însemnătate din nou, ca să, ca să ieșim de sub orice, orice încolăcire a a, a acestui spirit și să trăim din nou plin de pasiune. Să trăim din nou plin de viață, să avem din nou um, plăcerea de a ne trezi dimineața și de a coborâ din pat dimineața și să ne gândim pentru ce, care e scopul pentru care mă dau jos astăzi din pat. Mă dau jos astăzi din pat ca să pot inspira oamenii cu care mă voi întâlni, ca să le pot vorbi despre dragostea lui Dumnezeu, ce a făcut el în mine, cum m-a salvat, cum mi-a schimbat viața, cum mi-a restaurat familia, cum m-a vindecat. Pentru că despre asta vorbim. Relația noastră cu Dumnezeu este cea mai importantă și eu mă dau jos în fiecare zi din pat cu acest scop. Eu mă dau jos din pat cu scop, direcție și însemnătate și tu ar trebui să faci la fel și, și vei face după această seară. Pentru că Spiritul lui Piton va pleca din viețile noastre, vom rupe puterea Spiritului lui Piton în această seară de peste biserică și de peste fiecare persoană afectată de acest spirit. Acum, spiritele sunt îngeri. Îngeri uh, buni și îngeri răi, decăzuți. De exemplu, Isus era în grădina Ghețimani, înainte de crucificare. Și Biblia spune că el suferea atât de mult încât la un moment dat a venit la el un înger și l-a încurajat. Acel înger este în viață astăzi, trăiește și vine și lângă tine și te încurajează. Vine și lângă tine și te mângâie îți spune, hai că poți, hai că poți să mergi până la capăt, hai că poți, nu renunța, mergi mai departe. Tu ești ales, tu ești aleasă, tu tu vei merge până la capăt. Uh, uh, și, uh, și, de asemenea, un, un înger s-a arătat lui Pavel, în timp ce era în Corabie și uh, Corabia era în furtună, pe mare, și uh, Pavel a spus, mi s-a arătat azi noapte un înger al Domnului care... M-a încurajat și mi-a zis ce să fac. Același înger în furtuna vieții tale vine la tine, pentru că este viu. Este în viață. Vine la tine în furtuna vieții tale și, și îți spune ce să faci. Îți spune ce să faci și în aceeași măsură, pe de altă parte, spiritele care l-au ispitit pe Isus, Satan care l-a ispitit pe Isus și, și duhurile malefice care au trăit atunci și astăzi sunt în viață și sunt reale. Sunt reale. Lumea spirituală este reală. Nu, nu vorbim povești. Biblia ne spune că lumea spirituală este o lume spirituală reală. Chiar mai reală decât cea pe care, în care noi trăim. Și, uh, și în uh, uh, Lucifer, sat, care, care noi îl cunoaștem sub numele de Satan, el a fost un înger de lumină. A fost liderul de închinare din cer. A fost uh, uh, steaua dimineții. Strălucitorul. Și uh, Biblia spune că în inima lui au intrat cinci argumente negative. Au intrat cinci. Uh, cinci lucruri. Și aceste cinci lucruri caracterizează drumul prin care intră Spiritul lui Piton în viețile creștinilor. Indiferent dacă sunt lideri sau, sau uh, membri creștini, indiferent de statut. Cinci lucruri tu ai zis în inima ta, mă voi înălța în ceruri îmi voi ridica tronul mai presus de stele, de stelele lui Dumnezeu, voi ședea pe muntele adunării, în părțile îndepărtate ale nordului, mă voi înălța deasupra norilor și mă voi face asemenea celui prea înalt. Apoi s-a strânit o rebeliune și a fost înșelat, a fost aruncat din cer și de atunci încoace este război. Pe pământ. Pământul este, este uh, uh, în acest război spiritual, dar și fizic. Acum, atenție, spiritul lui Piton intră în viața noastră în momentul în care noi acceptăm mândria. Pentru că Lucifer s-a mândrit, a crezut că el poate fi mai bun decât Dumnezeu. Poate, poate în mintea ta tu te gândești, eu pot să fiu mai bun decât cu tare sau cu tare sau. Eu pot face mai bine. Eu, pot, eu sunt. S-a mândrit în inima lui. După mândrie a urmat rebeliunea. După mândrie întotdeauna vine rebeliunea. Și după rebeliune vine întotdeauna înșelăciunea. Asta e calea prin care vine Spiritul lui Piton în viața creștinilor. Atenție, dragii mei, fiecare dintre noi trebuie să fim atenți la, la calea aceasta, să nu să nu permitem mândria. Biblia spune că Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Mândria și de aceea stă împotriva celor mândri, pentru că mândria te conduce la rebeliune și rebeliunea te conduce la înșelăciune. Te înșeli, când te înșeli singur, atunci, atunci uh, 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 suflarea va ieși din viața ta nu vei mai avea pasiune, nu vei mai avea, nu, veți, nu -ți vei mai găsi locul, vei zice, ok, eu nu mai, nu mai, pot, eu nu mai știu, vreau să fac altceva, vreau să găsesc locul în altă parte, dar, dar amintește-ți că suflarea este aceea pe care Duhul Sfânt, Dumnezeu, a pus-o în viața ta. Și suflarea de viață a lui Dumnezeu este în tine, din punctul în care tu l-ai primit pe Isus în viața ta. Din acel punct, suflarea lui Dumnezeu de viață, și, și, a, a, cu alte cuvinte, Duhul Sfânt, este în inima ta. Și Piton vine să strângă viața ta în așa fel încât prin circumstanțe și nu vreau să vă imaginați că o să vină un șarpe uriaș la, la voi și o să, vă, o să vă încolăcească și dintr-o dată mâinile voastre o să fie blocate, picioarele voastre o să fie blocate și numai din ochi o să mai puteți mișca și capul că încă nu, nu a ajuns la cap sau nu vreau să vă imaginați așa, dar așa se întâmplă. Așa se întâmplă. Dintr-o dată nu mai vrei să mergi unde îți făcea plăcere să mergi? Nu mai vrei să faci ce te împlinea să faci? Nu mai vrei să, nu mai vrei să te implici? Nu mai vrei să, vrei să fii prezent acolo unde îți făcea, era o bucurie pentru tine? Pentru că ești încolăcit. Pentru că ești prins. Pentru că ești, ești strâns. Poate că încă nu ești atât de strâns încât suflarea să iasă din tine, dar începi. Încet, încet să-ți pierzi pasiunea, încep, în, încep încet, încet să-ți să pierzi uh, uh, vicoarea, uh, 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 să-ți pierzi uh, dragostea, să-ți pierzi uh, în familie, să-ți pierzi uh, dragostea față de copii, față de, de, de părinți, față de soți, față de soție și încet, încet strânge viața, uh, o, o strânge, o stoarce afară din tine, îți dă alte lucruri pentru care tu vei avea pasiune până când ajunge la acele lucruri. Deocamdată poate că ai pasiune pentru alte lucruri, dar, dar va ajunge și la acelea și dintr-o dată o să, o să fure viața din tine. Asta face Spiritul lui Piton. Îți fură ungerea din închinare. Îți fură ungerea din din slujire, îți fură ungerea din din fiecare lucru pe care îl faci. Și 1 Corinteni 2,4 spune, iar Pavel, Pavel uh, vine și spune, uh, uh, slujirea noastră nu trebuie să stea în cuvinte frumoase, ci în dovada Duhului și a puterii. La asta, la asta ne cheamă Biblia. Noi suntem într-o luptă spirituală, reală dragii mei, biserică. Suntem într-o luptă spirituală reală și, și uh, poate, că, poate, că, unii creștini își se gândesc, ok, eu nu mai, nu, mai vreau să, nu mai vreau să fac asta pentru că mă obosește, dar nu aia te, te obosește, pentru că la început când ai făcut aia nu te-a obosit. Identifică asta, dragul meu, identifică asta. Nu ai fost obosit când ai făcut aia. Și, și poate tu zici eu sunt sleit de putere, nu, nu slujirea te slește de putere. Nu lucrarea te slește de putere. Este lupta spirituală, lupta aceasta a lui piton care te încolăcește. Îți încolăcește potențialul. Și scopul lui este să strângă viața, să stoarcă viața din tine și um, uh, asta, asta, asta face acest șarpe, te atacă, te strânge. Ioan 2 cu, uh, 20 cu 22 spune um, a suflat Isus, a suflat peste ei Duh de viață. Astăzi Isus suflă peste noi, Duh de viață. Suflă peste fiecare dintre noi, Duh de viață. Și um, uh, Isus când este înregistrată prima lui predică, el a avut și alte predice înainte, dar înregistrată în Biblie, este uh, în uh, Luca 4, unde, unde spune că el a deschis cartea și, du și a, a citit, Duhul Domnului este peste mine, că cel m-a uns ca să aduc celor sărmani vestea bună, el m-a trimis să proclam celor captive liberarea și orbilor redarea vederii să eliberez pe cei asupriți. În sinagogă era un om care avea un duh necurat, un demon. El a strigat cu glas tare. Ha! Ce avem noi a face, de a face cu tine, Iisuse din Nazaret? Cu alte cuvinte, acel duh a zis, lasă-ne în pace! Ai venit să ne distrugi! Cine ești? Știu cine ești! Sfântul lui Dumnezeu! Acest demon, acest spirit al lui Piton, este o voce care spune în mintea ta, lasă-mă în pace. Lasă-mă în pace. Și tu vei re, re, relua vocea aceea. Și când cineva vine și spune, uite, oportunitatea asta, tu zici, lasă-mă în pace. Nu tu zici. Este spiritul acela care, care vrea să-ți fure suflarea de viață. Este spiritul acela care vrea să te, vrea să te strângă tot mai tare și să, te, să, să stoarcă vigoarea afară din tine. Și amintiți-vă de Gadara, când Isus s-a dus în Gadara și a întâlnit acel demonizat care avea mii de demoni în, în el și uh, ce, a, ce a început să strige acel demonizat. Lasă-ne în pace. Lasă-ne în pace. Ai venit să ne chinui înainte de vreme? Lasă-ne în pace. Și uh, uh, cred că cred că această voce care strigă lasă-ne în pace nu este, nu este alta decât vocea acestui spirit și uh, dar, dar uh, și este vocea aceea care vine să ne, cum a spus Isus în Ioan 10 cu 10, hoțul nu vine decât să fure, să ce, să înjunghe și să nimicească, să, să distrugă, să omoare. Ăsta e, asta e rezultatul final la care, la care vrea să ajungă acest spirit. Este acea voce care vine. Dar, dar, dragii mei, eu cred că în biserica noastră asta nu se va întâmpla. Eu cred că în biserica noua generație... Uh, uh, și, și cred că Dumnezeu ridică oameni, ridică lideri și ridică nu doar biserica noua generație, ridică biserici și lucrări care vor spune nu acestui spirit. Dumnezeu ridică oameni și lucrări care, care vor zgudui porțile locuințelor morții, locuinței morții și, și va lua cu asalt împărăția întunericului. Pentru că oamenii vor începe să asculte de Hristos și, și puterea este, este putere în numele lui Isus. Este putere în sângele lui Isus. Este putere în cuvântul lui Isus. Este putere pe care noi o vom lua astăzi și cu această putere vom învinge. Vom învinge atacul acestui spirit. Și, uh, și uh, reiau acest verset pe care l-am citit la început din fapte 16 cu 16 într o zi în timp ce ne duceam spre locul de rugăciune ne-a întâlnit o sclavă care avea în ea un duh de divinație sau un duhul lui piton și care prin ghicire aducea mult câștig stăpânilor ei în timp ce mergea unde unde mergeau unde mergeau La rugăciune. Numărul 1. Spiritul lui Piton. Urăște rugăciunea. Urăște rugăciunea. Cel, cea mai mare tragedie a lipsei de rugăciune știți care este? Neangajarea îngerilor. Dacă tu nu te rogi, îngerul tău o să. Uh, nu am o sabie, nu am aici echipamentul de înger. Uh, îl am că sunt înger, uh, dar uh, nu, <sus> nu l-am la mine. Dar îngerul tău, dacă nu te rogi, și probabil că sunt mulți îngeri uh, uh, care, care sunt neangajați, sunt șomeri, din cauza că creștinii nu se roagă. Știți ce fac acești îngeri? Gata! cu toate soluțiile la fiecare situație prin care trecem noi, ei sunt gata cu bagajele. Mă, da de, de se roagă, da de se roagă astăzi. Că am tot ce-i trebuie, am tot ce-i trebuie. Și, și stă așa gata să, să vină și când încep să te rogi, vine și îți dă, poftim, ia, ja, aia, ja, ja. <laughs> Și îți deschide bagajul, îți deschide bagajul ca să iei ce ai nevoie dar cea mai mare tragedie. Cea mai mare tragedie a lipsei de rugăciune este neangajarea îngerilor. De ce spune Biblia: Nu aveți pentru că pentru că nu vă rugați. Dacă este un domeniu pe care dușmanul vrea să-l sugrume acesta este rugăciunea personală. Rugăciunea personală. El vrea să sugrume, vrea să omoare viața noastră de rugăciune. Vrea să stoarcă afară din programul nostru timpul de rugăciune. Ca noi să spunem, mă, n-am timp. N-am timp. Mi-ar plăcea, vreau să mă rog, dar efectiv nu mai am timp. Nu am unde să mai bag. Nu am timp să, n-am timp să, să, mă rog, n-am timp să citesc din Biblie. Și știți ce, ce înseamnă citirea Bibliei? Ce, ce produce în noi citirea Bibliei? Când citim Biblia, inspirăm viață, inspirăm uh, uh, energie, pasiune, inspirăm creativitate, inspirăm tot ce... Tot ce tot ce are Dumnezeu pentru noi. Inspirăm resurse. Dar când, când, îți, când inspiri, trebuie, trebuie să, să, și, să sufli, nu? Să expiri. Nu-mi place cuvântul să expir, că e ca și cum să expiri. Și nu vreau să expir. <laughs> și nici nu nu vrei să expiri. Așa ai? Dar, dar să sufli de -aia am zis, ok, mai bine decât să expir, mai bine zic suflu, ok? Chiar dacă îi țărănește, dar da, suflu, frate, ok? Nu expir, suflu, cât suflu nu expir, ok? Ați prins ideea. Deci, inspirăm cuvântul, inspirăm când, când citim Biblia, când citești Biblia și citește în fiecare zi dacă vrei să trăiești. Inspiră viață. Inspirăm când citim. Faceți, puteți să faceți ca mine? Ok? Ai inspirat. Când, când, citești Biblia, spune celui de lângă tine, când citești Biblia, inspir. Ok? Și când, și când, când suflu, ce fac? Mă rog. Doamne, Doamne, ajută-mă, Doamne, dăm, Doamne, îți mulțumesc, Doamne. Deci, deci, inspir prin viață, prin viziunea lui Dumnezeu și după aceea, Doamne, transmit viața, transmit viața rugăciune. Și, și asta, asta îmi dă, asta, asta, Spiritul lui Piton urăște asta, pentru că el știe ce înseamnă rugăciunea. Asta e rugăciunea. Și el știe ce înseamnă să citim Biblia? El, el știe că dacă omul citește, inspiră viața lui Dumnezeu în el, pe piton, nu mai are nicio putere. Și, și când omul se roagă și dă viață în jurul lui și, și în viața lui, și limba este, este o putere care, care poate să ucidă și poate să dea viață, Vă amintiți cum spune Iacov? Este important ca noi, noi să, să, înțelegem asta și rugăciunea este, deci, suflarea. Dar, dar uh, citirea cuvântului este inspirația. Eu inspir ca să suflu, ca să dau mai departe. Amin? Nu, nu doar, eu nu, nu doar citesc Biblia. Că după aia nu mai pot vorbi. Nu, Inspir ca să pot da, luăm cuvântul ca să putem da la cei din jurul nostru. Și, și în timp ce ei mergeau la rugăciune, spiritul a intervenit. Nu doar lucrurile naturale ne pot opri să mergem la rugăciune sau să avem timpul nostru de rugăciune și e important să-l avem regulat, dar, dar în, în momentul acela spiritul lui Piton s-a prezentat ca să scoată din agenda ucenicilor rugăciunea. Ucenicule, spune celui de lângă tine, ucenicule, ești un ucenic. Ucenicule, roagă-te, roagă, -te. roagă -te. Ucenicule, citește cuvântul lui Dumnezeu. Ucenicii, ucenicii mergeau spre rugăciune și atunci s-a prezentat piton. Și, și, noi avem nevoie să, să ne amintim Că Dumnezeu vrea să facem lucruri mari, vrea să facem lucruri extraordinare, vrea să facem, uh, vrea să facem uh, lucruri pe care, pe, uh, pe care noi le vedem în supranatural, vrea să le aducem în plan natural și să le, să, le, uh, să le deschidem ușa, să se întâmple prin noi. Duhul Sfânt este în noi, în fiecare din noi. Și, și uh, uh, piton, nu doar se împotrivește rugăciunii și vrea să o sugrume afară din viața ucenicului lui Dumnezeu, lui Isus, dar uh, apoi ucenicii atunci mergeau de asemenea în prima lor misiune. Mergeau în prima lor misiune și spiritul lui Piton, pe lângă faptul că vrea să o blocheze rugăciunea, spiritul lui Piton vrea să uh, uh, este un spirit care vrea să oprească extinderea Vrea să oprească extinderea și uh, uh, când tu începi să-ți extinzi și cum noi ne-am, ne uh, dacă vă amintiți în urmă cu, uh, uh, cred că aproape trei ani acum, nu? Sau este de trei ani? Uh, Dumnezeu ne-a vorbit să ne extindem cortul, să ne întindem țărușii, să ne înfingem țărușii în pământ. Și să ne întindem la stânga și la dreapta, și, uh, și că El va fi cu noi și nu vom fi lăsați de rușină și prezența lui va merge cu noi și oamenii îl vor cunoaște pe El. Dar, dar nu numai ca biserică când ne extindem, și individual, personal. Când tu te gândești să te căsătorești, Spiritul lui Piton vrea să zică, ok, nu vreau să te căsătorești. Vreau să rămâi așa și vreau să te închid așa, sau vreau să vreau să te, vreau să strâng viața afară, vreau să vreau să, uh, uh, să, te, să scot din tine tot ce e bun și frumos. În, în familia ta. El vrea, să, el vrea să stoarcă pasiunea. Când vreți să vă extindeți. În orice fel, orice fel de extindere, el vrea să rămâi în locul în care ești. Și ca biserică și lucrare, el vrea să ne blocheze. El vrea să blocheze extinderea oricărei influențe. El nu vrea ca noi să avem o influență mai mare în orașul nostru. Nu vrea să avem o influență mai mare în țara noastră. El vrea să... Ok, îi zice, ok, n-am putut să te blochez, să, să ai influența pe care o ai, dar vreau să vreau să te blochez, vreau să te încolăcesc, să te blochez, să te extinzi influența. Și... Uh, și uh, îi, îi, îi e atât de evident. Acest lucru, pentru că experimentăm încolăcirea și vedem cum acest Spirit încearcă să încolăcească uh, uh, influența noastră ca și biserică, vrea să încolăcească uh, și uh, acest Spirit încearcă să, să fure uh, nu doar uh, influența, dar și pasiunea și uh, visurile. Vrea să fure viața efectiv din, din, din fiecare dintre noi, dar Dumnezeu vrea să toarne peste noi, dacă nu avem vrea să toarne peste noi Duhul Sfânt. Dacă deja am primit Duhul Sfânt, Dumnezeu vrea să toarne peste noi o reumplere în fiecare dimineață. El vrea să te reumple. El vrea să îți reumple inima, vrea să îți reumple viața cu prezența Duhului Sfânt și vrea să-ți dea o limbă a rugăciunii să începi să te rogi direct, să comunici direct cu Dumnezeu. El vrea ca în momentele acelea tu să te zidești pe tine, să te întărești pe tine. Când te rogi în alte limbi, atunci Biblia spune și Pavel spune, de multe ori el spune că atunci când noi, cineva vorbește în altă limbă, condus de Duhul Sfânt, se întărește pe sine, se construiește, se consolidează pe sine. Noi avem nevoie să ne întărim. Avem nevoie să, să, folosim această resursă și Piton vrea, vrea să stăm pe loc, să nu ne mai dorim nimic altceva, vrea să stăm pe loc, să nu mai visăm, să, să nu mai tânjim spre visurile pe care Dumnezeu le-a pus în noi, să spunem, ok, sunt prea mari acele visuri, sunt prea, prea, poate că e nevoie de două vieți ca să vedem împlinite visurile pe care Dumnezeu ni le-a dat. Și Piton încearcă să ne pună în minte toate acele argumente prin care noi să putem să spunem ok, așa este. Și el vrea să ne facă să nu mai credem. El vrea să ne facă să nu mai credem. Că Dumnezeu ne-a chemat, că Dumnezeu ne-a uh, ne uh, ales, că Dumnezeu ne-a echipat, că Dumnezeu ne-a trimis și ne-a împuternicit. El vrea să nu mai credem. Pentru că dacă credem, pentru că dacă credem, vom bate și ni se va deschide. Vom cere și vom primi. Vom căuta și vom găsi. Deci el vrea să ne facă să nu mai credem. Ca să nu mai facem aceste lucruri. Pentru că dacă facem aceste lucruri, el nu mai are niciun efect în viața noastră. El își pierde influența în viața noastră și cheia acestei întâmplări este, în, uh, uh, este următoarea. Biblia spune că Pavel și Sila au fost arestați și aruncați în închisoare. Au fost arestați, bătuți bine și apoi aruncați în închisoare și din când în când Satan face câte o greșeală. Știți care a fost greșeala lui? în povestea asta? Că i-a pus împreună pe Pavel și pe Sila. Și Biblia spune că la miezul nopții, Pavel și Sila se închinau lui Dumnezeu. Aveau picioarele în butuci, aveau mâinile în butuci, dar se închinau lui Dumnezeu. Îl lăudau pe Dumnezeu. Și la miezul nopții, în timp ce ei lăudau pe Dumnezeu, nu puteau să doarmă și eu zis, dacă tot nu putem să dormim, haideți să-L lăudăm pe Dumnezeu. Dacă tot nu pot să mă odihnesc, o să-L laud pe Dumnezeu. Dacă tot nu pot să, să, să fac, să, să, să fac ce știu că Dumnezeu m-a chemat să fac, sunt blocat momentan, păi atât timp cât voi fi blocat, îl voi lăuda maxim pe Dumnezeu. Și ce se întâmplă? Acum, miezul nopții are o semnificație importantă din punct de vedere biblic. Pentru că Biblia vorbește despre faptul că la miezul nopții mirele va veni. La miezul nopții mireasa se va întâlni cu mirele ei. Și Hristos va veni la miez de noapte. Așa spune, așa spune Biblia. Și, și în momentul în care, în care noi vedem. O situație dificilă. Suntem într-o situație dificilă. Spiritul acesta care încearcă să sugrume ungerea Duhului, să sugrume pasiunea, să sugrume viața afară din oamenii lui Dumnezeu, acest spirit nu se gândește că noi, ca și copii ai lui Dumnezeu, vom avea aceeași reacție ca Pavel și Sila. Vom începe să îl lăudăm pe Dumnezeu. Și uh, biserica, biserica noi suntem biserica. Și, și biserica nu și va pierde dorința de a ieși și de a spune lumii despre Hristos. Biserica nu-și va pierde pasiunea de a merge la oameni nemântuiți și să îi conducă la Hristos. Biserica nu-și va pierde curajul de a vorbi în numele lui Isus. Biserica nu-și va pierde niciodată autoritatea de a mustra și de a scoate afară demonii. Niciodată. Întotdeauna biserica va fi mai mult decât învingătoare și, și uh, va lupta mereu pentru sufletele pierdute și ca tinerii să-l cunoască pe Dumnezeu, ca oamenii să, să intre și să-și primească libertatea. Și, uh, și cred că noi alegem, când alegem să credem, când alegem să credem că în zilele din urmă, Dumnezeu va turna din Duhul Lui peste fii și fiicele noastre. Asta vom vedea. Să nu încetăm să credem asta. Să nu încetăm să credem că fii și fiicele noastre vor profeți și vor avea suflarea lui Dumnezeu peste ei, pentru că acest Spirit al lui Piton, el vrea ca tinerii să crească în biserică. E ok dacă vor crește în biserică, dar el vrea ca să nu, aceștia să nu vadă puterea lui Dumnezeu manifestată. Să nu aibă o experiență a puterii și prezenței lui Dumnezeu, pentru că atunci vor avea doar o credință moartă. Dar promisiunea este că fiii și fiicele noastre vor profeți, vor avea suflarea lui Dumnezeu peste ei și în versetul 25, în fapte 16, la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau imnuri lui Dumnezeu, iar ceilalți deținuți îi ascultau. Un lucru care zdrobește puterea spiritului lui Piton și spiritul lui de religie și spiritul depresiei și orice spirit. Lucrul care zdrobește puterea spiritului lui Piton este lauda. Este lauda. Lauda va zdrobi, va zdrobi puterea spiritului lui Piton care vrea să sugă viața afară din tine care vrea să-ți ia orice pasiune și te va face, lauda te va face un om liber. Vei experimenta viața lui Dumnezeu și tu trebuie să-i spui lui Satan, Satan, tu ești un mincinos. Pleacă de la mine nu-ți dau nicio autoritate, nu-ți dau nicio putere în viața mea. Ești, pleacă din viața mea, întindeți mâinile și laudă-L pe Dumnezeu, laudă-L pe Domnul care te-a salvat, Domnul care este, Duhul Sfânt care este în tine. Adui laude în miez de noapte, în cea mai întunecată vreme, perioadă din viața ta. Alege să lauzi cel mai tare pe Dumnezeu și acest spirit își va pierde puterea în viața ta. Tu vei fi mai mult decât învingător și viața ta va începe să aibă vigoare. Tu vei, vei fi inspirat și vei inspira. Învață să lauzi pe Dumnezeu în cel mai întuneric întuneric din viața ta. Și tu nu vei renunța. Tu nu vei da înapoi. Tu nu vei, tu nu, tu nu vei arunca prosopul. Tu nu vei face asta pentru că tu îți ridici mâinile și spui, Domnul meu, este mai mult, eu sunt mai mult decât învingător prin Domnul meu, Isus Hristos. Doamne, te laud, te laud, Doamne, pentru că Tu m-ai făcut o creație atât de minunată. Nu înțeleg ce mi se întâmplă, nu înțeleg de ce trebuie să trec pe aici, dar te laud în acest întuneric. Nu înțeleg, Doamne, care, de, ce, de ce lucrurile nu se întâmplă așa cum vreau eu, dar, Doamne, te laud în acest întuneric, te laud maxim. Pentru că tu ești Domnul meu. Și când noi ridicăm mâinile, când noi ridicăm mâinile și lăudăm pe Dumnezeu, atunci Spiritul lui Piton își pierde puterea în viața noastră. Biserică, haideți haide să luăm chiar acum o pauză de laudă. Și vreau să vreau să să-ți să ridici brațele acolo unde ești sau să aplauzi sau să îi dai slavă lui Isus pentru că în momentul în care tu faci asta în mod, în mod exagerat, în miez de noapte, când tu faci asta în mod exagerat, atunci puterea acestui spirit pălește în viața ta. Așa că pauză de laudă, biserică! Haideți să vedem cum putem să lăudăm pe Dumnezeu putem să strigăm numele Lui Isus, să ne ridicăm în picioare, ne ridicăm brațele ca să, ca să fim maxim cât putem noi de aproape de Dumnezeu și să strigăm de trei ori numele Isus, dar din toți plămânii noștri. Eu nu pot să fac asta ca o să vă surzez, dar, dar faceți voi asta. Strigați când spun eu trei, scoateți cel mai tare strigăt pe care puteți să-l scoateți și rostind numele Isus de trei ori. Dar când faci asta, vreau să, vreau să știi că faci asta pentru ca uh, uh, lanțurile să cadă, legăturile să se rupă, că faci asta pentru ca orice, orice spirit al lui Piton să-și piardă puterea în viața ta și, și vreau să-ți imaginez că asta chiar se întâmplă. Amin? Unu, doi, trei și. It's all, it's all, it's all. Eu cred că puteți mai mult de atâta. Știu că oh, a fost un efort. Ok? Dar, dar uh, am spart gheața. Și acum, uh, uh, Perita m-a auzit-o de acolo de sus. Uh, uh, trebuie să vă aud pe voi mai tare decât Perita. Ok? Uh. Dar, dar, vreau să-ți dai drumul și, și să, să-i spui numele care e mai presus de orice nume. Numele lui Isus, care are putere. În numele lui Isus, noi avem putere în numele lui Isus. Amin? Amin? Și orice spirit care vrea să, să blocheze extinderea noastră. Va, va pleca, va fi rupt, puterea lui va fi ruptă. Așa că din nou, 1, doi, trei și... Isus! 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 Haideți să-i dăm slavă lui! Amin! Amin! Trebuie să ocupați locurile. A, asta am făcut numai așa ca să mai aveți un pic de răbdare. A, a, glumesc. Dar, dar în momentul a, 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 să, ne, să vedem tabloul acela când Pavel și Sila au fost eliberați, cine au mai fost eliberat împreună cu ei? Ceilalți prizonieri, este? Când sfinții sunt eliberați, captivii vor fi eliberați de asemenea. Și urmează, urmează mâine cursul alfa și grupurile se vor întâmpla în săptămâna asta. Liderii și cei care sunt implicați în cursul alfa vreau să vreau să Îți iei libertatea din Hristos și apoi tu să-i eliberezi pe cei captivi. Amin? Pentru că, pentru că uh, odată cu cei care sunt, um, uh, odată cu sfinții care sunt eliberați, captivii vor fi eliberați. Prizonierii, ceilalți prizonieri vor fi eliberați. Prizonierii pornografiei vor fi eliberați. Prizonierii uh, drogurilor, uh, dependențelor vor fi eliberați. Prizonierii uh, bolii vor fi eliberați, prizonierii moralității vor fi eliberați, prizonierii care, care sunt prizonieri într-un anumit, într anumit stil de viață în care Satan i-a tras vor fi eliberați în următoarea perioadă. Amin? Pentru că sfinții sunt eliberați și prizonierii vor fi eliberați. Și uh, cum rupem puterea lui Piton din viața noastră? Orice demon. Orice putere a oricărui demon este desfințată prin laudă. Este desfințată prin laudă. Și nu, nu vreau ca acest cuvânt laudă să fie așa pentru tine un cuvânt uzual. Nu este un cuvânt uzual. Lauda. Gândiți-vă la Saul când era în depresie. Era, era posedat de un spirit rău, spune Biblia, și îl chema pe David să cânte la harpă. De fiecare dată când David cânta, era un închinător David, când David cânta, Saul era liber. Lauda îl elibera lauda îl elibera pe, pe Saul și, și cred, că, cred, că, putem verifica semnele activității demonice atunci când oamenii vor să-și facă rău lor înșiși. Oamenii, gândiți-vă la, la ce, persoana care era posedată în Gadara, ce făcea? Se tăia cu pietre ascuțite, își făcea tăieturi în trup. Sunt oameni care, poate pe care îi cunoști, care își fac tăieturi ca să moară sau beau ceva ca să moară. Asta este activitatea unui spirit demonic în viața lor. Și, și noi putem să îi eliberăm pe acești oameni. Tu ai autoritate peste acești oameni și poți să îi eliberezi Marcu 9 cu 29 spune astfel de demoni nu poate ieși prin nimic decât prin rugăciune și post și uh, vă mai spun doar un lucru un mod în care uh, putem să scoatem afară și să anulăm autoritatea și puterea spiritului uh, lui Piton în viața noastră este faptul că Piton se supune și se teme de, numele, de sângele lui Iisus Hristos. În Apocalipsa 12 cu 11 spune, ei l-au învins, ei se referă la noi, se referă la creștini și l se referă la satan. Ei l-au învins pe satan prin sângele mielului, prin sângele lui Isus și prin cuvântul mărturiei lor. Și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Este putere, dragii mei, în sângele lui Isus. Și vreau să vă invit să, să luați sângele lui Isus și să trasați o linie în jurul familiei voastre. Gândiți-vă la îngerul morții care s-a dus în Vechiul Testament ca să nimicească. A, când a ajuns în fața acestei case care avea o linie, o, avea trasat stâlpii ușii, stânga, dreapta și cel de sus, aveau trasați cu sânge, n-a putut intra acolo. N-a putut să intre acolo. Când, când tu trasezi, când tu trasezi în jurul familiei tale, când tu trasezi, pui, tra, tra, trasezi o linie și spui, aici nu se trece. Acest spirit se va supune pentru că trasezi o, o linie cu sângele lui Isus și acest spirit va fi oprit de sângele lui Isus. Este, este putere, este autoritate în sângele lui Isus și vreau să o folosim biserică, fiecare dintre noi. Când, când iadul se ridică împotriva ta cu toate, cu toate forțele, când iadul se ridică împotriva resurselor tale, cu toată puterea lui, când iadul se ridică împotriva familiei tale, trasează o linie cu sângele lui Sus, Trasează o linie de sânge. Ei au trasat o linie de sânge la Paște. Și demonii și îngerul morții n-au putut să treacă de acea linie. Și când piton sau spiritul de religiozitate, sau orice alt spirit va încerca să vină în familia ta, în viața ta, tu poți să trasezi o linie. Cum? Cum faci asta? Cu cuvintele tale. Cu cuvintele tale vei rosti, aplic sângele lui Iisus Hristos peste casa mea. Noi în fiecare seară, înainte să mergem la culcare, mergem la ușă și aplicăm sângele lui Isus Hristos peste casa noastră. Stau așa la cei doi stâlpi și mă rog și spun, Doamne, aplic sângele lui Isus peste casa noastră și declar protecție totală peste odihna noastră. Declar că și, și am câteva versete, promisiune de odihnă pe care le rostesc și, și declar și spun când pun capul pe pernă, mă voi odihni, somnul îmi va fi liniștit. Pentru că promisiunea cuvântului lui Dumnezeu este, este are autoritate peste mine, peste familia mea și, uh, și eu mă ridic în picioare și declar uh, prin sângele lui Isus Hristos, eu sunt neprihănit. Nu prin, nu prin faptele mele, nu prin mine însumi, dar prin sângele lui Isus Hristos eu sunt neprihănit, sunt acceptat înaintea lui Dumnezeu, am intrare liberă înaintea lui Dumnezeu și pot sta în picioare eu sunt drept datorită lui Isus Hristos, datorită dreptății lui Isus Hristos și mă îmbrac cu autoritate, mă îmbrac cu armura Duhului Sfânt când dimineața înainte să plec de acasă mă îmbrac cu armura Duhului lui Dumnezeu ca să pot să lupt și să țin piept uneltirilor celui rău care, care încearcă să, să vină și să îmi fure pasiunea să îmi fure visurile, să îmi fure credința să îmi fure, să îmi fure rugăciunea să îmi fure cuvântul și Mă trezesc cu scopul de a citi cuvântul, de a-l inspira și de a mă ruga, Doamne, îți dau ție această zi. Mă trezesc cu scopul de a mă îmbrăca cu armura lui Dumnezeu ca să pot ajuta și inspira oamenii din jurul meu. Asta e asta ceea ce Dumnezeu m-a chemat și Dumnezeu te-a chemat și te cheamă și pe tine ca tu să stai în picioare și sângele miraculos al lui Isus. Este o armă atomică, o armă pe care o poți folosi împotriva celui rău și de asemenea o poți folosi pentru protecția ta și a familiei tale. Îi mulțumim pastorului Marin Bloș pentru acest mesaj. Ne bucurăm că urmărești canalul de YouTube al Bisericii Creștine Noua Generație, dar nu te opri aici. Intră și tu în familie, în familia noastră online extinsă. Alătură-te live în fiecare duminică. Abonează-te la canal pentru a nu rata niciun video sau vreo transmisie live și împărtășește-le și cu prietenii. Îți mulțumim că ne urmărești și fii binecuvântat!